Târgoviștean, care iubesc și slujesc romanța. Trofeul Crizantema de Aur 2018 a fost cucerit de Nicoleta Vasile, iar după Nicoleta Vasile veți asculta iarăși o voce foarte frumoasă de romanțe, trofeul 2010, Bogdan Hrestic. Doamnelor și domnilor, Nicoleta Vasile și apoi Bogdan Hrestic. Și-l bate vântul cu creangă.
spune ce-ai fost prin viața ta. Vreau doar să știu, nu te opresc la mine. Thank you.